am timp de școală, profu. Nu mă învață nimeni cum să-mi... Telefoanele, bijuteriile, ceasurile, tot ce aveți în buzunare, în cutie. Pe bune și pe bune! Nu v-am întrebat dacă vreți! Și inelele, tot! Hai! Bă, dar ce pretenții are ăsta, mă, frate, să mă... Aveți un încărcător, mai am 1%. Nu o să mai ai nevoie de el. Aici intrați așa cum ați venit pe lume. Fără nimic. Uitați lumea de afară! Toată lumea la perete! Hai! Mâinile ridicate! Picioarele desfăcute! Hai! Îi mai lăsăm, profesor? Aia lasă-i puțin. Mulțumesc pentru ajutor. E, cu mult drag. De ce te-ai așa urât? Bem, o bine, mâine? Clar. Iuhu! Mișule, vreau să-ți mulțumesc din suflet că mă lași să-ți folosesc apartamentul. Credeam că ai plecat, de tot. Eu credeam că ai nevoie de sala de examen doar pentru un exercițiu, nu știam că sunt mai multe. Mișule, prima întâlnire este importantă, dar a doua e și mai importantă. De ce? Pentru că e a doua. Ok, și aici e pe fază? Da, eu sunt la faza 2. Și tu? Sper că la prima fază ți-a dat cu virgulă. Cam da. N-am făcut mai nimic aseară. Ecuația asta cu sexul e pentru mine... Cu ce? Cu sexul. Nu e necunoscută pentru mine și așa... Bănuiesc că la faza 3 îi spui că ăsta nu e apartamentul tău. Nu pot să zic asta. O să creadă despre mine că sunt un ratat. Dar în miezul nopții părăsești apartamentul. Super, ca cenușerea asta. Despre sex nici nu poate fi vorba. Nu, Doamne ferește! Sex? Ana! Emilia, Codoiu. Unde e... e la duș. nu pot să cred așa ceva. Se preface că e super experimentat. De fapt, a trebuit să-l învăț eu o grămadă de chestii. Te rog. Ana! Ana! Ana, ce-i cu tine aici? A venit să cer o cană cu făină. Mm. Și tu locuiești aici? Da. Adică nu aici. Da. Peste stradă. Adică în zonă. Cartier, da. Curge apă, mă. Da, oprește-o tu, te rog. Mișu, mi-am mutat și mie apartamentul ca să... Da, Mugur e de ajutor de fiecare dată când am nevoie de ceva. E. Da, eu am de toate și ea tot mai vine așa, mai mereu și cere chestii. Are de toate mai puțin casă. Eu am plecat. E casa lui Mișu. Nu. Tenis și tricouri peste tot. Mici de basket. Nu. Reviste cu mașini vechi, frigiderul e gol. Asta e casa lui Mișu. Mili, eu stau cu mămica. Deci, asta a fost. Mi-apropine.
Nici să nu te gândești. Incredibil, mă. Și după aia a fost suspendat 4 zile, mă. Și părinții lui ce au zis? Locuiam la bunici. Dar l-a dat afară și de acolo. Și ce-a mai făcut el așa? Păi a venit odată în vestiar la școală. Atenție! Încă o poveste despre Mișu Iacob! Păi, cum ați luat bacul? Am avut noroc. Hai să mergem. A avut noroc cu profesorul Băraru, că erau nedespărțiți. Și e despărțiți, mă, că au stat închiși la un moment dat vreo 6 luni într-un garaj de-au meșterii la Ford Mustang. Păi, tu cum crezi că a învățat asta fizică? Cu 6 luni înainte de bac, a început și Mișu să-și facă temele. Păi, parcă era și el pe aici, nu? Cine? Profu. Ia uite-l. Mihai! Îmi pare bine să te văd. A trecut ceva vreme. Domnule profesor doctor, trebuie să înțeleg că n-ai trecut de citit primele 10 pagini. Ești în continuare supărat? Nu știu despre ce vorbiți. Spuneam că tot supărat ești. Nu știu despre ce vorbiți. Mi-a ajuns profesor, am auzit. Îmi calci pe urme. Sper să nu. Microfon liber! Se pare că nu prea merg vitaminele cu alcool. Unde dragoste e, nimic nu e. Mi-pare nu. Acolo unde nu ești. Acolo unde nu ești. Hai, hai. Cafea sau lămâie? Nu cred că mai stau, mulțumesc. Pare că încă mă mai vrei. Și încă cum. Ești inventator? Ce? Ai revoluționat aerul condiționat? În primul rând, hai să-ți arăt. Îți dau ceva să ștergi de pe jos. Hey, hey, hey. Mugur, am nevoie. Dar am stabilit că eu intru primul. Păi și de ce n-ai intrat primul? Pentru că s-a băgat Mario în față, de aia. Puteți vorbi afară, chiar am nevoie. Ce vă, mă, băiatule? Băi, mai lasă-mă 15 minute. Sunt curios cum ați făcut calculul ăsta. Ai, lasă-mă. Păi ia, hai afară, ia, hai, gata, m-a săturat, gata. Tu, te duci și ștergi pe jos. Păi, tu, dă-mi un prosop. Unul curat. Cu altul curat nu e. Închide și tu puțin ochii. Alo. De ce îmi spune poliția că mașina mea este parcată bizar? Cum? Pot să explic. Abia aștept să aud. Și eu. Duceam mașina la servis și când deodată mi-a intrat o viespe mașina. O viespe. Da, și o viespe care e mică într-o mașină normală, e cât un vultur mașina asta. Sigur, sigur. Da. Și cum mă luptam cu ea,
Cu Viespea? Da. Cum arăta Viespea? Cum se arăta? Viespea, na. Galben, negru, dungi, ac, tot ce trebuie. Da, și cum mă luptam cu ea, eram... N-am văzut pietricica asta. Și alea trei semafoare luate pe roșu, tot așa se explică, din cauza Viespii? Da, da. Da. N-ați văzut nici bătrânica de petrecere. Ce? Păi, de unde crezi că-i sângele de pe capotă? Vi se pare amuzant? Da, mi se pare. Stați liniștit că știam de la bun început că nu erați dumneavoastră la volan. Cum adică? Bună ziua. Ce să fac dacă mă pricep la rezolva probleme? Sună protecția copilului, să știi. Haideți, buletinul, vă rog. Dacă o ridicați, puteți să o duceți aici. Doamna sau mașina? Ce zici de... Ce zici de... Ce zici de... Mâine? Seara nu pot, că am antrenamente de box. Și o să fiu rupt după. Dar la cum ești obișnuită, e ok. Na, dacă tot o facem, vreau să fiu în formă maximă. Ok. Că doar nu o facem de plăcere, nu? Rahat. Bine, un pic de plăcere trebuie să fie. Nu vorbeam cu tine. Ha? Sorin, vino cu treci cu mamă, ce arde. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. And I'm too sexy for my land. Ce zici, ce zici? Stai bun pentru tine? Da. Poate. Cu tine vorbea. Mașina de spălat poate să mai aștepte. Zup, zup, zup. Au! Iată. Au! Scuze, scuze, mă gândir, scuze. Mugur. Au! Stai. Poți să mă dau puțin mai jos? Da. Sau mai bine mă bag eu de desubt. Da, cred că e bine așa. Ceva ești bine? Ce facem noi aici? Abar n-am. Sincer. Ana, iubita mea. Doamna Casian, iar aveți o misiune de salvare în zona de criză? Impertinent ca întotdeauna. Vai, iar nu m-am uitat în dex să văd ce înseamnă cuvântul ăsta. Și se pare că tot n-ai descoperit aparatul de bărbierist. Ana, iubita mea, ce facem azi? Cafetele? Hai. Cred că ți-ar trebui un coafor și poate niște cumpărături. Dacă mama se ține așa bine, cred că și doamna Casian nu o să fie... Da. Despre ce era vorba? Despre... A, trebuie să mergi cu mine la o chestie. Da? Tu ești aia cu soluțiile inteligente. Da, soluții educative, nu cum să introduc pe furiș în spital 40 de pachete de morfină. Și ce am față de traficant? Ce? Alo, aici asistenta Oana. Doctorul Găcelăscu e...
mama? Ce contează ce caut eu aici? Tu de ce eu sunt pe Paul? Cum să-l întreb mai mama cum a fost la întâlnire? Hai că nu mai pot să vorbesc. Trebuie să ajut la o infracțiune. Hai, pa! Se pare că totuși n-a fost o întâlnire foarte mișto. Oh, ba da, a fost grozav. Numai despre el a vorbit doctorașul, nu? Da, doar că are niște super povești. A fost așa, am făcut din prima click. Rar te întâlnești cu cineva cu care să ai din prima conexiune. Aha, înțeleg. Numai că asta n-a făcut click. Să mă pe mine? Click! Te pricep la conexiune. Mereu mă iau după el. A fost idei. A, bine că ați venit să o luați. Chiar mă gândeam să fac rost de număr să sun. Să sunați? Dar de ce, doamnă? Nu putem să ne înțelegem? Geaca, băiatului. A uitat-o când a venit să o ia pe mama lui. A, Geaca. Geaca. Sunteți foarte drăguțe. Da. Acum că am găsit geaca... Noi am plecat, în sensul că de-aia am venit. Da. Mulțumim, seara bună. Ce-i asta? M-am gândit să-i aduc pe cei nemotivați fără niciun plan la oaltă cu cei motivați care au un plan. Ah, deci până la urmă sunt bune planurile care vă să zică, Și fără bagaj știi că rămânem peste noapte, nu? Știu, da, na, eu dorm dezbrăcat întotdeauna. Dar m-am gândit să fac o excepție pentru tine de data asta. Bagaj? Sper să avem loc în autocar, să nu se umple prea tare. Ai, nu, noi n-avem nevoie decât de un singur loc. Este îndrăgostit. Nu se poate. Nedel cu Antonia? Ce căuți aici? Mă juc de fața ascunsele și tu ai pierdut. Bun, ai câștigat. Așa că poți pleca. Nu, până nu mă asigur că nu faci vreo tâmpenie. Și cum vrei să te asiguri? Căutând un doctor care să facă o injecție. Ei, poate zici să mai aduc încă una și pentru mania ta de a controla tu. O, asta zice omul care își bagă nasul peste tot? Nu, asta zice omul care nu poate privi în altă parte. Pentru că tu ești singurul care știe ce e bine, nu? Tocmai că nu știu. Singurul pe care știu este că Antonia mai are nevoie de timp. Mă, dar chiar trebuie să faci din orice problemă una personală? Dar nici nu pot să stau și să privesc în altă parte și indiferent, nu? A renunța nu există în vocabularul tău, nu? A renunța. A renunța e ca berea fără alcool. Ah, ce să s-ar putea ca totuși servit unei cauze nobile.
Odată ca niciodată, s-ar putea să fie o dată. Cum adică? Prezervativele erau înțepate. Cum? De ce? De un ac. Antonia a vrut să rămână neapărat însărcinată și le-a înțepat. Știi cum, astea sunt alea pe care noi le-am... Hai că începi să te prinzi. Tu ai folosit un prezervativ stricat și nici măcar nu ți-ai dat seama? Tu nici măcar nu ți-ai dat seama că am folosit unul. O să fiu gravidă? Cu tine? Poate să fie altul? Da, sunt duc. Pe bune că asta mă întreb tu pe mine acum. Cum să mă ajutați, mă, sunteți nebuni? Plecați, mă, acasă! Noi suntem o echipă! Boxul nu e sport, e echipă, pleacă acasă! Că vrei să ajungi la tot, dar trebuie să... Băi, apiticule! Bă, gata! Bă, gata, mă! Gata! Ați câștigat, gata, ai câștigat! Ai câștigat! Revanșa se anulează! Bă... Plecați acasă! Eu aici am venit să mă bat. Și știi ce o să fac? Să mă bat! Stai! Băi! Ieșiți afară! Hai! Hei, Tudor, ești bine? Ce faci? Arăt de parcă aș avea nevoie de ajutor? Da, dar din păcate nu prea... Mă pricep să pun copci, hai! Ce copci? Copci! Hai, hai! Cum ești? Se simte ca după ora de chimie. Da, măcar de data asta ai învățat ceva. Da. Dacă mai bagi prostii din alea în tine, s-ar putea să nu mai simți nimic. Nici aici, nici aici. Ma, ok, promii, gata, nu mai bag așa ceva. Bine, mă, pompolul. Hai, că ți-a venit taxiul. Mișu! Jenny! Vă cunoașteți? Da, elevii noștri sunt de casele. La fel și unii profesori. Apropo, nu-mi găsesc un cercel. Vezi dacă îl găsești pe la tine pe acasă? Ana! Ce avem aici? Și eu fac parte din echipa de box. Și noi. Voi sunteți boxeri? Eu sunt șeful. Ei sunt echipa mea. Aha. Bun. Hai la psihiatrie. Știu la ce te gândești. Dacă ai ști, ai sta mai aproape de ușă. Pot să-ți explic. Da? Hai, chiar te rog. Treaba cu cercelul. Jenny, a fost de mult. Nu s-a întâmplat în paralel cu tine. Între ea și mine a fost doar sex. O, da? Și între noi doi ce a fost? Super sex. În plus, tu ai spus că e doar distracție. Da, dar nu credeam asta cu adevărat. Nu? Și atunci de ce o spui? Și tu ai crezut-o doar pentru că voiai să crezi asta. Nu, că încet o să am nevoie de un translator. Un pic de simțire realității ar fi suficient, dar se pare că și ăsta îți lipsește cu desăvârșire. Ok, tu nu spui ce gândești ori, nu gândești ce spui ori. Întotdeauna tu vrei să ai ultimul cuvânt. Dacă mine vorba de subiect, o să-ți amânca pisica limba, dar nu? Dar nu vreau să am ultimul cuvânt. Foarte bine, atunci nu te deranjează dacă plec, da? Nu mă deranjează pentru că plec eu primul. Ba nu, eu plec prima, stai aici. Bine, atunci am eu ultimul cuvânt și ești tu din scenă. Da. Delia, nu mă simt foarte bine. Aoleu, domnule Iacob, săracul de dumneavoastră, sunteți bolnav. Bolnav? Nu, m-a stat prea mult pe gânduri și, știi, gândit prea mult e sănătos. Am înțeles. Am să anunț că nu veniți. Nu vine? Nu vin? Nu, e mai bine să rămâneți acasă, ca să vă faceți bine. E mai bine să rămâneți acasă, ca să vă faceți bine. Sănătate. Bună! Bună! Deranjezi? Nu, vorbeam despre analfabetism.
A, există o abordare interesantă în acest sens. Le Pierre Bourdieu, pe care am citit-o recent. Ia-s. Da, sigur, da. Tu cine ești mai exact? Scuze, sunt nepoliticos. Ștefan Turda. Sunt noul ei profesor practicant. Mihai Iacob. Pare bine. Teorie la dublu. Bună ziua. Nu mă învață nimeni cum să-mi câștig loc.